Un grav accident în care a fost implicat un microbuz al jandarmeriei a avut loc la ieșire din Constanța. 9 persoane au fost rănite după ce microbuzul a fost izbit în plin de un autoturism. În microbuzul care aparținea inspectoratului de jandarmi județean Bihor se aflau 6 jandarmi din Bihor, Mureș, Cluj și Bistrița. Aceștia mergeau în Constanța pentru a participa la o convocare de specialitate. Vinovat de producerea accidentului este șoferul microbuzului MAI, care a întors mașina pe linie dublă continuă, moment în care o mașină care circula regulamentar l-a izbit în plin. Mi-a tăiat fața, Renault gri. Eu veneam spre valul lui Traian, era a ieșit din față de la un Duster, tot cu numere de MAI. A făcut stânga și a intrat în plin. 9 persoane au fost rănite în urma impactului. În momentul producerii accidentului, pasagerii microbuzului dormeau și nu știu ce s-a întâmplat. Dormeam, toți pasagerii dormeam. Era seară, ne-am trezit sub un impact. Suntem șocați. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe și echipaje SMURD care au preluat victimele. 7 persoane au fost transportate la spital cu traumatisme și posibile fracturi, una dintre ele în stare gravă și a fost intubată. 2 persoane au refuzat transportul la spital. Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind însă negativ. Poliția rutieră Constanța a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul.